Contabile, economiștii și antreprenorii au ieșit în stradă în toată țara pentru a atrage atenția asupra ceea ce ei numesc teroare fiscală și măsuri adoptate fără consultare publică, dar care au un impact major asupra întregii societăți. La Constanța, protestatarii s-au adunat în fața sediului ANAF de pe strada Igheduca cu afișe în mâini despre nemulțumirile lor. Manifestarea, intitulată Fără haos în legislația fiscală, a avut loc în intervalul 8.30-13. Organizatorii protestului au inițiat și o petiție intitulată Fără haos în legislația Fiscală vrem predictibilitate. Aceasta a fost deja semnată de peste 55.000 de persoane. Asociația Națională a Agențiilor de Turism, ANATA, a anunțat că susține protestul și a realizat o listă cu 10 revendicări ale protestatarilor. Printre acestea se numără Factura Electronică și TVA-ul electronic.